Iată care sunt principalele știri ale zilei din 17 iulie 2024. Concursul de titularizare din acest an se desfășoară pe o căldură infernală. Pe 17 iulie 2024, când este programată proba scrisă, sunt anunțate temperaturi de peste 37 de grade. Din cauza căldurii extreme, Inspectoratul Școlar Județean Botoșani a decis să modifice centrele de examen. Astfel, sute de candidați vor susține proba la Trușești și Vorona, unde există campusuri moderne cu aer condiționat. Pentru a facilita deplasarea, IJJ Botoșani a asigurat transport gratuit. Autobuzele vor pleca din Botoșani la ora 6.30 spre Trușești și la ora 6.45 spre Vorona. După finalizarea probelor, candidații vor fi transportați înapoi. Paula Nacu, președintele Sindicatului Învățământului Preuniversitar, a recunoscut că măsura creează disconfort, dar este necesară. Temperaturile în sălile de clasă erau de 36,5 grade. Este foarte riscant, a spus ea. Deși măsura a fost luată în ultimul moment, este esențială pentru desfășurarea în condiții optime a examenului. Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iulie 2024, pe site-ul isjbotoșani și pe titularizare.edu.ro. Județul Botoșani se află sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă de astăzi la ora 12 până mâine dimineață la ora 2. Se așteaptă intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 55 până la 70 de km pe oră, grindină, descărcări electrice și averse torențiale. Cantitățile de apă vor fi de 20 până la 25 de litri pe metru pătrat, iar izolat, de peste 40 până la 50 de litri pe metru pătrat. Inspectoratul pentru situații de urgență Botoșani recomandă Curățați șanțurile și rigolele de scurgere. Nu aruncați gunoaie în albiile apelor. Întrerupeți activitățile în aer liber dacă vântul bate puternic și adăpostiți-vă. Închideți ușile și ferestrele, evitați deplasarea în zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate și parcați autoturismele la distanță sigură față de copaci sau stâlpi de electricitate. Meteorologii au menținut codul portocaliu de caniculă, cu temperaturi maxime între 33 și 37 de grade și minime de 20 de grade. Damanarse. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Isu Botoșani recomandă Efectuați deplasări dimineața sau seara. Evitați aglomerațiile și expunerea la soare. Purtați haine legere. Consumați 1,52 litri de lichide pe zi și păstrați legătura cu persoanele în vârstă. Pentru a preveni incendiile, pompierii recomandă Respectați normele de prevenire și stingere a incendiilor. Nu utilizați focul deschis în zonele cu vegetație uscată. Nu expuneți recipiente inflamabile la soare. Și nu aruncați țigările nestinse în apropierea vegetației uscate. Președintele interimar al Organizației Municipale a PNL Botoșani, Sânziana Secrieru, și-a format o echipă de profesioniști pentru a aborda o nouă politică la nivelul orașului. Echipa include afaceriști, medici, avocați, profesori și un fost șef al Poliției Județene. Marți seară, președintele PNL, Valeriu Iftime, a convocat o ședință a Biroului Politic Județean, BPJ, pentru a discuta propunerea de dizolvare a fostului Birou Politic Municipal, condus de Cătălin Flutur. Ședința a început la ora 19 și a marcat revenirea lui Iftime. În cadrul ședinței, Sânziana Secrieru și-a prezentat propunerea de birou politic local. Ea a fost propusă statutar să preia funcția de președinte al organizației municipale, după ce la precedenta întrunire politică a obținut un vot de încredere din partea colegilor liberali. Membrii BPJ au validat echipa Sânzianei Secrieru, formată din aproape 60 de persoane. Cu câteva excepții, lidera PNL de la municipiu pornește în această provocare politică cu oameni noi, neimplicați anterior în politică, aducând astfel un suflu nou organizației. Trei foști agenți rutieri din Botoșani au fost condamnați la Tribunalul Suceava pentru luare de mită. Pedepsele includ închisoare cu suspendare, muncă în folosul comunității și interdicția de a lucra în sectorul operativ al poliției timp de patru ani. Constantin Ciprian Rusu a primit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni pentru luare de mită. Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și muncă neremunerată în folosul comunității pentru 90 de zile. De asemenea, i-au fost confiscate sume de bani și produse lactate primite ca mită. Constantin Dorel Gherasim a fost condamnat la 2 ani și 4 luni pentru luare de mită și 2 ani pentru abuz în serviciu. Instanța a dispus suspendarea pedepsei sub supraveghere și muncă în folosul comunității pentru trei luni. Se menține sechestrul asupra sumei de 3400 lei. Mihai Romanescu a primit trei ani de închisoare pentru luare de mită și abuz în serviciu. Instanța a dispus suspendarea pedepsei sub supraveghere. Se menține sechestrul asupra sumei de 3100 lei. Fiecare polițist trebuie să plătească 5000 de lei cheltuieli judiciare. Decizia poate fi atacată în termen de 10 zile. Cătălin Flutur pierde și funcția de consilier local. Decizia a fost luată marți seara în ședința biroului politic județean. Flutur se asociază tot mai mult cu cuvântul fost. Fost primar, fost consilier județean, fost consilier local, fost director locativa, fost președinte al Organizației Municipale Liberale și fost prim vicepreședinte al PNL Botoșani. Conducerea PNL a decis să nu valideze mandatele de consilier local pentru Cătălin Flutur, Cristiana Chiței și Gabriela Ciobanu. În prezent, Flutur rămâne simplu membru de partid. Pe lista scurtă s-a regăsit și Daniel Câșlariu, care va fi în cele din urmă păstrat după o discuție avută cu președintele Valeriu Iftime. Lui Câșlariu i s-a reproșat că i-a făcut campanie pe Facebook candidatului Aur la primăria Trușești printr-o fotografie cu cei doi împreună.